Ultima ședință a actualului legislativ pășcănean a avut loc pe 22 octombrie de la ora 9. Ședința a durat doar 25 de minute, deși pe ordinea de zi au fost 14 proiecte de hotărâre. Au fost prezenți 16 consilieri, din care 4 online. Toate proiectele au fost aprobate fără întrebări sau comentarii, situație neobișnuită pentru opoziție. La finalul ședinței, primarul le-a mulțumit consilierilor locali pentru activitatea din ultimii 4 ani de zile. În primul rând, celor care au făcut parte din Alianța PNL Pro-România și au asigurat majoritatea în Consiliul Local. Dat fiind faptul că este ultima ședință de Consiliu Local în acest format, în primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor. Să mulțumesc colegilor de la PNL și de la Pro-România pentru faptul că au asigurat în acești 4 ani de zile majoritatea în Consiliul Local. Astfel, proiectele au trecut și n-au fost vremuri simple. Au fost și vremuri cu tensiune, au fost și vremuri mai grele, dar faptul că această majoritate a rămas unită este un lucru bun, este un lucru pe care eu îl apreciez. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că această înțelegere de alianță de acum 4 ani de zile a durat în toată această perioadă și efectele benefice s-au văzut în oraș. Apoi și consilierilor din opoziție, atât pentru voturi, cât și pentru critici. Mulțumesc în egală măsură și colegilor de la PSD. Pentru că, chiar dacă au criticat, chiar dacă, bineînțeles, n-au fost de acord întotdeauna cu proiectele propuse de către mine, totuși, în momentele decisive, în momentele în care a fost nevoie de quorum, a fost nevoie de prezență, a fost nevoie de avize, la toate proiectele supuse aprobării au fost prezenți și toate acele proiecte care țin de fonduri europene, de funcționarea normală a Consiliului Local, a fost asigurat și de către consilierii din PSD și le mulțumesc și lor pentru acest lucru. Edilul municipiului a adresat același mesaj de mulțumire și funcționarilor primăriei, precum și presei locale, pentru sprijinul acordat. Aș dori să mulțumesc și colegilor din primărie, doamnei secretar, pentru faptul că ne-a ghidat în acești 4 ani de zile să rămânem în cadrul legal, tuturor colegilor din compartimente, pentru faptul că ne-au ajutat să facem proiecte. Deci, încă o dată, mulțumiri tuturor colegilor din primărie care ne-au ajutat și, bineînțeles, presei, pentru că au fost prezenți de fiecare dată. Chiar dacă am avut foarte multe ședințe de Consiliu Local, multe de îndată, multe pe repede înainte, obligați de faptul că trebuia să răspundem, mai ales pe fonduri europene, le mulțumim pentru faptul că au fost tot timpul prezenți lângă noi, au transmis pășcănenilor ceea ce se întâmplă în Consiliul Local și în felul ăsta transparența instituțională a fost asigurată mai bine. De asemenea, primarul Pintilie a apreciat că activitatea administrației locale din Pașcani ar fi bună și precisă în comparație cu alte localități și că ar fi fost desfășurată cu respectarea prevederilor legale. În realitate, au fost numeroase și notabile cazuri de proiecte ilegale sau la limita legii, iar unele chiar au fost aprobate. Vă spun sincer, în acești 4 ani de zile am făcut și o comparație cu alte unități administrative, Italia noastră sau mai mici, mai mari, și am constatat că suntem destul de preciși, suntem buni totuși în a gestiona, să zicem, un oraș, respectăm tot ceea ce spune la lege, chiar dacă câteodată pare greoi faptul că trebuie să facem tot felul de, eu știu, de documentații, de justificări, de argumentări, în așa fel încât toate proiectele din Consiliul Local să fie cum trebuie și cum scrie la lege. Le facem și, vă spun sincer, poate este cel mai bine pentru toată lumea, în așa fel încât tot ceea ce se votează aici să fie corect și dumneavoastră, în calitate de consilier local, să fiți liniștiți că ceea ce s-a votat respectă legea. În același context, și unul dintre consilierii din opoziție a avut un mesaj la final de mandat. Mihai Dediu de la PSD a anunțat că în următorii 4 ani de zile își va desfășura activitatea publică în cadrul Consiliului Județean Iași. El a precizat că toți consilierii PSD au votat proiectele importante pentru pășcăneni și au criticat derapajele administrației locale când a fost nevoie. Vă mulțumesc și eu tuturor, și primarului și viceprimarului și tuturor colegilor din Consiliul Local, chiar dacă uneori nu am plăcut în Consiliul Local.
blocat, nu am plăcut pentru că pentru a fi democrație niște oameni ne-au făcut sacrificii. Deci chiar dacă primarului ar place să fie unanimitate așa cum a fost astăzi o ședință în care cred că o să regrete acest Consiliu Local. Ce ședință, nu știu, dar o să fie pe placul domniei sale, exact de acolo există putere și opoziție. În al doilea rând, noi ce în grupul PSD nu a fost niciodată situația să nu votăm un proiect care era bun pentru municipiul Pașcani. Da, nu am votat proiecte care antrenau niște cheltuieli din ghilotii de la timpul respectiv. Dar, bune cu rele, eu nu voi mai face parte din viitorul Consiliu Local, să parte din colegii mei vor face parte de aici. Asta nu înseamnă că municipiul Pașcani nu o să avem în continuare o prioritate pentru a-mi desfășura activitatea la Consiliul Județean cu tot ce îmi stă în puterea mea pentru a aduce finanțări sau a facilita diferite activități în municipiul nostru. Chiar dacă voi fi consilier la Consiliul Județean, tot municipiul Pașcani și această zonă o voi reprezenta cu prioritate. Vă mulțumesc! Menționăm că pe ordinea de zi a ședinței au fost 14 proiecte de hotărâre, printre acestea fiind o aprobare a contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și două modificări ale acestuia, modalitatea de acordare a gratuităților pe transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru unele categorii de persoane din municipiu, a fost repartizată o locuință socială și multe altele.